Bună seara, dragii mei! Luni seara, început de săptămână, avem probabil un vibe bun, da? Și ne gândim la perspectiva acestei săptămâni, care poate pare aglomerată, pare încărcată de griji, nu contează. Important este să aveți răbdare, să stați calmi, relaxați, da? Să nu țipați, să nu urlați. Pentru că ieșiți din zona aceea de bon ton sau de etichetă. Știu că mi-ați trimis foarte multe mesaje cu privire la emisiunile pe care le-am avut. Știți voi, seria aceea de episoade dedicate bunelor maniere. Și o să continuăm în această seară, tot pe această temă. Dar în această seară cu un invitat special și foarte drag mie. O tânără foarte frumoasă, deșteaptă. Eu de ce zic că e frumoasă și deșteaptă? Este și este și din Târgoviște, din orașul în care am copilărit și eu. Așa că vreau să țin cu, nu, adică cu familia noastră din Târgoviște. Și aș vrea să aflu foarte multe de la ea în această seară, pentru că este trainer internațional de bune maniere, de etichetă. Deci ați auzit bine, internațional înseamnă că deja a făcut în conjurul lumii și deja este la un nivel la care, cred că dacă îi pui orice întrebare legată de bune maniere, știe să-ți răspundă. Dar mai degrabă, cred că o avem și noi așa puțin trac. Iată, sunt convinsă că ați observat că am avut puțin trac la introducere, pentru că fiind în prezența ei, mi-e frică să nu greșesc cu ceva. De exemplu, mi-am făcut griji înainte de emisiune că am uitat să-mi scot o jalbă de pe unghii, care nu prea se încadrează cu ținuta elegantă. Mă gândeam dacă arăt prea mult sau prea puțin, dar este luni seara la ora 9, adică totuși. Și, bineînțeles, nu știu dacă ar trebui să stau picior peste picior sau ce poziție ar fi de preferat din punct de vedere al manierelor. Așa, așa, așa. Dragă Andreea Ștefănescu, fondatorul școlii The School of Manners. Iată-te aici în sfârșit în emisiunea mea. Mă bucur enorm de mult că te-am prins. Mulțumesc între două mult, avioane. Mulțumesc mult pentru invitație, mulțumesc mult pentru introducere. A fost cam lungă, ce-i drept, dar uite, o să te las pe tine, pentru că ai un palmares bogat, adică un CV impresionant. O să te las pe tine să ne spui așa cam câte certificate ai vis-a-vis de etichetă, de bune maniere. Ia zi. Înainte de toate certificatele, așa, trebuie să lămurim ceva. Te rog. În prezența mea, dacă cineva nu se simte confortabil, înseamnă că eu am nevoie de clasele mele. Manierele, în primul rând, sunt predate și sunt învățate pentru a-i face pe oamenii din jurul nostru să se simtă confortabil. Nu ca noi să fim mai buni și mai deștepți decât ceilalți. Așa că sper să te simți și mai confortabil pe cât emisiunea trece. Eu mă simt foarte confortabil în prezența ta, dar am mai reținut un lucru tot înainte de emisiune, când ți s-a spus să stai mai pe stânga, mai pe dreapta canapelei. La un moment dat eu ți-am spus că, uite, ai o perniță pe care poți să te așezi sau poți să stai pur și simplu mai comod pe canapea și tu ce ai spus? E, nu pot să fiu ca un sac de cartofi. Da, să mă așez ca un sac de cartofi, da. Deci, iată, vezi... Deja am învățat multe lucruri de la tine și chiar, uite, voiam să te întreb, dacă tot am pus întrebarea, stau bine picior peste picior sau ar trebui, cum ar trebui să stăm într-o rochie așa cum este cea de pe mine acum? În principiu, cea care ne protejează cel mai mult decența, nu? De asta femeile își țin genunchii apropiați. Așa, lipiți. De multe ori, da. Uh-huh. Genunchii și gleznele stau apropiate întotdeauna la femei. Normal că trăim într-o societate în care... Cred că femininul a luat foarte multe elemente de masculin, inclusiv în garderobă. Și atunci foarte multe din tinerele fete sunt obișnuite atât de mult să poarte pantaloni, încât uită că este important să ții genunchii apropiați, mai ales când ai ocazia să porți o rochie atât de superbă. Mulțumesc! Și strâmtă și destul strâmtă, de... Adică exact. Genul acesta de rochie, într-adevăr, este o rochie care cumva ar trebui purtată când
stai în picioare când te duci la un cocktail, bufet, în stil bufet. Dar acum mi-am permis să o port pentru că suntem într-un decor elegant și am zis că poate așa ne va ajuta să răspundem la întrebarea pe care și-o pun foarte multe femei când poartă genul acesta de rochii. Cum stăm? Cum ne așezăm pe scaun astfel încât să arătăm bine, să arătăm elegante, feminine? Bineînțeles că trebuie, apropo de poziție, trebuie să stai și dreaptă. Trebuie. Adică n-ai cum altfel. Adică cum ar fi să stau așa? V-ar plăcea de mine să stau așa? Ca un bărbat? Bine, ca un bărbat ar trebui să mai fac ceva, dar să zicem. Deci, exact. În niciun asta caz. Asta este poziția foarte masculină. Asta este. În care pe care multe femei au abordat-o când poartă sacou cu pantalon, de exemplu. Exact. Și sunt foarte multe explicații în spatele manierelor legate de limbaj corporal și de comunicare. Dincolo de chiar și mai departe de comunicare și de limbaj corporal, atunci când tu stai pe canapea chircit, nici felul în care comunici nu mai este. Nu? În comunicare și în media sunt foarte multe cunoștințe legate de a respira și a comunica din diafragmă. Dacă da, corect. Chircești cumva tot stomacul și diafragma este presată, nu mai poți să-ți propagi cu adevărat vorbirea. Și atunci când stai drept, se și modifică felul în care tu comunici cu oamenii din jurul tău. Toate sunt legate. Absolut. Și toate au explicații în spate. Așa este, sunt bărbații de fapt cei care atunci când stau picior peste picior pot să-și țină gleznele separate. Pentru că prin mai mult spațiu și asta comunică mai multă masculinitate, mai multă încredere, prin acopăr mult mai mult spațiu. Aha, da. Pentru femei sunt mai multe feluri de a sta jos. Unul este cu gleznele apropiate și gleznele cu genunchii apropiați și gleznele. Ori adică apropiate, așa. Da. Așa. Pentru doamnele cu picioare foarte lungi. Așa, să știi că mie mi-e incomod, atunci, sincer. Da, în general și o să vedeți că foarte multe poze din ale prințesei Diana, de exemplu, ea da. Prefera poziția respectivă. Prințesa Diana, sigur că da. Într-adevăr, stătea așa cu picioarele. Așa, sau avea o altă poziție preferată pentru că ea era destul de înaltă. Absolut. Ori și când ținea picior peste picior picioarele, întotdeauna și le încrucișa. Dar nu își ținea celălalt picior în partea opusă. Deci nu menținea, așa. Exact, menținea okay. gleznele apropiate de aceeași da. Parte. E frumos și se lungește piciorul. Exact, frumos, arată și foarte se lungește bine. Piciorul. Și pare și mai slab așa. Da. Da. Sunt foarte multe trucuri de deportment, pentru că așa se numește partea, tot departamentul acesta din etichetă. De felul în care mergi, felul în care te așezi, felul în care îți menții capul paralel cu podeaua, care sunt foarte mult predate și în lumea modelingului. Da, adevărul ăsta este. Felul în care te prezinți. Da, și eu le-am învățat, Zina Dumitrescu ne-a învățat mișcarea aceasta de model și țin minte că, într-adevăr, erau niște exerciții specifice pe care trebuia să le facem și uite că mi-a ridicat mingea la fileu, chiar vreau să vă anunț și mă bucur că ego.ro este partenerul meu, al nostru de fapt, în această perioadă vom lansa împreună cu atelierele Ilbach în parteneriat o școală de bune maniere, se numește Etiquette Finishing School, finishing, adică completează educația, aduce un rafinament la toată educația pe care am parcurs-o de-a lungul vieții și Andreea Ștefănescu va fi unul dintre trainerii principali la cursul online. Deci, practic, toată programa asta de bune maniere o să o faceți, iată, cu un trainer internațional de bune maniere și partea de mișcare, de atitudine și de eleganță o voi preda chiar eu. Deci partea asta de care ține într-adevăr de lumea modelingului, pentru că modelele prin definiție ești un model, ești un etalon, adică tu prin corpul tău trebuie să vinzi în ghilimele haina de pe tine, adică trebuie să arăți atât de elegantă și să ai o postură atât de frumoasă încât haina aceea să stea perfect pe tine și să îi dai, practic, să-i dai îi dai voce. Așa este. N-aș fi putut să spun mai bine, Dana, și asta e ceva ce spun oamenilor întotdeauna. Felul în care tu porți o haină poate să-i crească valoarea sau să o facă foarte ieftină. Pentru că felul în care tu
you know, you carry yourself, nu știu, te cum prezinți, te prezinți în lume, da, cum mergi în lume, da. Cum, ține mult de atitudine. Trebuie să te îmbraci, culorile pe care le pui pe tine, accesoriile pe care le porți, felul în care le porți, felul în care comunici îmbrăcat în ținuta respectivă, toate sunt alegeri. Tot ceea ce se predă din punct de vedere al manierelor și faptul că noi spunem acum ține genunchi apropiat și glesene apropiate, în niciun caz nu va fi ceva ce se impune nimănui. Este o alegere în viață. Absolut. Cred că libertatea vine cu foarte multe cunoștințe, cu responsabilitatea cunoașterii. Altfel ești doar ignorant. Nu poți să spui că ești liber în viață dacă nu ai cunoștințele necesare să alegi ce vrei și ce vrei să comunici în lume. Nu se impune nimănui, în general, pentru că sunt persoane care cred că nu este foarte constrâns. Din contră, eticheta nu eticheta. Te constrânge, îți dă libertate. Tu dacă îți dă știi, siguranță de sine. Siguranță, exact. Exact. Dacă ești sigur pe tine și atunci ai atitudinea corectă, respectuoasă față de cei din jur și te faci auzit, corect. Te faci plăcut, atragi atenția într-un mod frumos și corect asupra ta. Da. Și până la urmă, când te uiți în oglindă, ești și tu mândru de ceea ce vezi, pentru că ești propria ta creație. Știi? Adică, uite, Iris Apfel, care este un fashion international influencer, are 100 de ani și, într-adevăr, poartă niște ținute extrem de extravagante, puțin spus, da? Dar ea a spus un lucru și o citez acum. A spus, a fi stilat și a fi la modă sunt două lucruri diferite. Moda, poți o cumperi. Dacă ai bani, poți o cumperi. Dar stilul este în ADN-ul tău. Stilul este în ADN-ul tuturor, dar acest stil e ca diamantul acela neșlefuit. Trebuie să îi dai un contur, trebuie să-l rafinezi, trebuie să lucrezi la el, să șmirghelești, să-l construiești. Și asta vine doar prin educație. Și acum vreau să te întreb un lucru. La școala noastră de stat nu se predă ora de etichetă, da? Nici măcar la școlile private. Orele de dirigenție se preschimbă în ore de limba română sau matematică, adică se face mai multă materie pentru că dar avem internetul la dispoziție. Se poate rafina un om cu bune maniere, cu etichetă, doar dând un search pe Google? Sau chiar îi trebuie o școală de genul acesta? Ce vrem noi să creăm acum pentru societatea românească? Pentru că în România nu există așa ceva. Vezi, Dana, e ceva ce am spus multora deja. Internetul este plin de informații, foarte puțină cunoaștere. Pentru că nu mai reușești să faci diferența între ce sunt informații greșite, postate și normal, internetul are această capacitate de a promova informații greșite și informații corecte fără a face o discriminare între exact. Cele două. Nu face o diferență. Și, exact. Da, și corect. Atunci, numai odată ce intri pe internet, și asta, uite, și din experiența mea personală, eu am un cont pe Instagram care a tot crescut și a trecut de 100.000 de oameni care urmăresc. Eu n-am putut nici până în ziua de astăzi să găsesc pe cineva care să mă ajute la content, tocmai pentru că online, dacă nu eu predau, dacă nu ai un mentor care sau să treci prin școlile respective, să știi ce, să faci diferența între informații corecte și greșite, atunci este foarte dificil pentru cineva să poată să facă postări sau să promoveze ceva care este corect. Eu a trebuit întotdeauna să verific ce informații sunt postate și e important ca oamenii să înțeleagă că atunci când intri pe internet, trebuie să verifici dacă informația dar este corectă. Dar este o fiță acum, este un întreg fenomen. În ultima perioadă sunt influenceri care mai de care, care vin și ne arată cum trebuie să ne comportăm. Poate că e important că ei și-au ales să facă o astfel de informare sau educație publicului larg, pentru că e clar nevoie de așa ceva. Societatea mie mi se pare că oricum nu prea mai ține cont de bunele maniere, dar totuși vorba ta, nu toată lumea este educată, nu toată lumea este școlită, nu toată lumea a trecut prin toate filtrele astea prin care ai trecut și tu. Și acum te întreb, revin la întrebarea asta, apropo de CV-ul tău, că ai niște certificate, ai la bază această educație.
zim repede că știu că ai făcut o școală pe la Washington, ai făcut în Elveția, nu mai zic. Zim-mi exact ce ar trebui să, ce certificate ar trebui să aibă un trainer internațional de bune maniere. Cred că, știi, că în orice domeniu, eu nu cred în experți, cred că înveți toată viața. Okay. Iar când vine vorba de etichetă, din păcate foarte mulți au senzația că dacă fac un curs de 2-3 zile sau și de o zi, un workshop scurt, au învățat etichetă. Eu le spun că după, am acum aproape 10 ani de studiu în etichetă de la școli din America, în Protocol School of Washington este una, de English Manner, am învățat sub Casa Regală a Angliei și am și lucrat sub Casele Regale din Emirate. Nu numai că am fost student, am avut onoarea să fiu, cred că printre primele studente din România în la Finishing School în Elveția, la ultima Finishing School existentă. Cea pe care a făcut-o și Lady Diana, da, nu? Da. În Elveția, când Lady Diana era și ea de fapt a stat doar pentru jumătate de termen, n-a stat pentru toată perioada acolo. Lady Diana era renumită că nu era cea mai mare adeptă, dar la asta în disciplina respectivă și era foarte, foarte tânără. Era tânără, dar din câte am înțeles a făcut această școală unde tu ai predat. Da, unde este prima predat. Oară când ai predat, da, ca profesor plin la această școală. Da, țin minte că am citit într-una din cărțile despre viața ei că ea a trebuit să facă această școală fix înainte de a se căsători cu prințul Charles. Așa adică clar ea trebuia să treacă prin această școală ca să o pregătească pentru rolul ei de prințesă și eventual viitoare regină. Și apropo, acum dacă am tot desconspirat că tu ai fost profesor acolo în vara aceasta, ai dat de cu nas în nas de prințese, de cine e acolo? Care sunt persoanele care vin la aceste școli? Datorită și costurilor ridicate, da, normal. În principiu Institutul Villa Pierfeu, care este de Finishing School în Elveția, își deschide porțile doar o dată pe an pentru cele 2 luni în care sunt numai fete, doamne, în general femei venite ori din old money, ceea ce se numește old money, familii banii regale, vechi, familiile, sau, da, aristocrate. Da. Da. Ok. Sau fete din sau fost fete de președinți din la nivel internațional, sunt foarte, foarte multe soții de diplomați care vin și fete din lumea diplomatică, așa că sunt, dar sunt și femei care au propriile lor. Am avut o doamnă care lucrează la JP Morgan, de exemplu. Sunt și femei care vin din finance, din care sunt foarte, foarte puternice și își doresc. Este la nivel global, oamenii au început să realizeze că doar să ai un certificat, doar să ai un CV excepțional, nu mai este îndeajuns să rămâi la top tier, așa, la nivelul cel mai înalt, da, în lumea de business internațional. Până la urmă, oamenii astăzi aleg să lucreze cu oamenii pe care îi plac. Dacă tu nu reușești să te conectezi cu un om, să poți să stai la o masă cu cineva din orice cultură, pentru că lumea este din ce în ce mai cosmopolitană, nu mai se pune problema și totul e globalizare, totul, exact. Nu mai sunt granițe. Este această migrație, corect, între popoare și atunci dacă tu trăiești, uite, tu trăiești în Dubai, da? O să te întreb cum ne-ai ajuns să trăiești în Dubai, dar dacă mergem în Dubai, acolo vedem un amestec foarte interesant de nații, da? Europeni, americani, orientali, asiatici și așa mai departe, dar care trăiesc într-o uniune perfectă aproape, adică cel puțin așa se vede la prima vedere. Și chiar vreau să te întreb, uite, tu, da, românca, cum de-ai ajuns în Dubai? Care a fost declicul care s-a întâmplat? Eu în Dubai a fost o poziție destul de amuzantă. Eu lucram în web design. Așa. Și asta s-a întâmplat în anul 2009, când, pentru cei care își amintesc, a fost și criza economică. Da. Și a fost o discuție cu colegii mei de la web design, programatorii, pentru că eram numai bărbați acolo, venise și fata de la accounting, dar
Deci erați două femei și restul... Da, da. Așa, deci, okay. Nu, nu deci ai trăit într-o lume a bărbaților. Dar ideea este că eu în weekendul respectiv am plecat și am avut o discuție cu un fost coleg de liceu în care îmi povestea că se duce înapoi în București, se întoarce de la Târgoviște și mergem în București, a doua zi trebuia să plecăm și el va sta la verii lui în dormitor, pentru că verii lui sunt plecați în Emirate. Verii lui oricum când se întorc câștigă foarte bine și sunt stuarzi la o companie din Emirate, el nu știa numele. Dar este foarte, e imposibil să ajungi acolo și imposibil. A zis cuvântul ăsta, imposibil. Da. Iar eu, ăsta a fost probabil punctul care pe mine m-a ghidat întotdeauna în viață. Nu am acceptat să mi se impună că ceva în viața asta este imposibil, până nu încerc eu. Și asta este ce m-a dus pe mine. Și în facultate, eu am plecat de la Matei Info, m-am dus la arte. Pentru că eu am zis că nu se poate să fie imposibil numai pentru cei de la Tonița să ajungă la arte plastice. Eu am să ajung în graphic design și am ajuns. Apoi mi s-a spus că e imposibil să aplici, să te duci în Franța cu Erasmus, pentru că eu veneam din nou de la, nu eram de la Tonița, n-aveam. Am ajuns în Franța la Erasmus și acolo mi-am și terminat facultatea. Și din nou am auzit cuvântul imposibil și acest imposibil m-a făcut să fac un pariu cu colegii mei și le-am spus că eu cred că și eu și încă o fată de lângă mine, tot o fostă colegă, putem să luăm jobul. Și nu știau numele, așa că am intrat pe Google. Cum iată face că e bun și Google-ul ăsta la da? Ceva. Și am scris care sunt cele trei cele mai bune companii aeriene din Orientul Mijlociu. Și Qatar, Emirates și Etihad au apărut. Eu am deschis toate website-urile. Și ați aplicat? Și da, inițial Qatarul, asta a fost pentru că românul este și foarte, nu crede în puterea divină și în ce este menit să se întâmple. Și când am ajuns pe site-ul de la Qatar, care a fost al doilea pe care eu l-am deschis, am intrat foarte repede pe Open Days, iar Qatarul, care era singurul care recruta în România, în perioada respectivă, Emirates nu recruta, nici Etihad nu găsisem să recruteze, dar Qatar Airways venea la Novotel în acea vineri. Deci chiar că știi cum e, cu ce ți-e scris în frunte, cumva. Deci tu practic așa ai ajuns, ai intrat de la web design, ai intrat în lumea zborurilor internaționale, da, și ai devenit în niciun moment steward. De multe ori îmi doream să împărtășesc cumva, pentru că atunci când am ajuns la Open Day erau fete, repet, fiind și în perioada de criză, nou hotelul și-a închis ușile, erau fete venite din toată efectiv țara. Stuardeze. Deci erau cu eșarfa, cu troliu, mai aveau un pic, erau pregătite să înceapă serviciul. Iar eu venită din web design, într-o lume a bărbaților, venisem și cu părul desfăcut, eram total nepregătită, nu visasem niciodată cum ar fi să fii stoardeză. De fapt, eu zburasem numai pe low cost, văzusem pe Blue Air sau pe Turkish, am fost cel mult, și nu îndrăzneam nici să-i opresc pentru un pahar cu apă. Mă uitam la ei și mi se părea că merg așa pe catwalk. Pe podium, îi admirai, nu-i așa? Îi admiram, dar nu mi-a dat vreodată prin minte că eu aș putea să ajung acolo. Cred că chemarea a fost mai mult în ideea în care eu am fost întotdeauna fascinată de diversitatea dintre oameni. Întotdeauna am spus că, într-un fel sau altul, de când aveam 14 ani, sper ca viața să mă ducă foarte departe, unde să descoper eu cine sunt cu adevărat. Și probabil că ăsta a fost punctul în care cumva era calea mea. Și nici Qatar, eu am ajuns până la urmă, n-am crezut că o să mă cheme înapoi de la Open Day. De fapt am stat până am dat ultima CV-ul și nu mă gândeam, mă gândeam că e ultima șansa mea în viață să fiu între stoardeze și vreau să profit de ea. Și am stat până se s-a putut. Ai stat acolo în sala de așteptare, de fapt tu îți clăteai ochii cu tot ce era în jur. Pentru că asta a fost. Și de la Qatar am ajuns la Emirates, care este alt nivel. Am luat din nou, pentru că cineva de la Qatar Airways a zis că Emirates, da, Qatar e foarte bun, că am ajuns la final. La final. Eram 10 fete. Care am rămas până în final, nu mă gândeam, normal că din sute de oameni te gândești că s-a coborât. Dar ce crezi că
Unde, care a fost avantajul tău atunci când ai intrat la interviu? Ce crezi că te-a diferențiat pe tine? Că noi vorbim acum de etichetă, da? Subiectul ăsta, bune maniere, comunicare, rafinament. Sunt convinsă că femeile alea din jur arătau stewardezele, da? Care aveau deja CV, aveau experiență, da? Deci veneau cu know-how, cu cunoștințe. Probabil arătau și bine, nu? Veniseră și îmbrăcate ca atare. Deci tu erai oița neagră printre ele, da? Chiar dar eram. Și atunci cum de... Ce crezi tu că a fost atuul tău ca să te aleagă pe tine? Asta este și în viață o lecție foarte bună. Atu a fost că eu eram sincer fascinată. Se vedea pe mine, n-aveam nicio agendă, nu mă gândeam că va urma ceva și atunci eram sincer foarte fascinată de oamenii din jurul meu. Ceea ce mulți nu realizează și eu și atunci când, de exemplu, le predau să-i ajut pe tineri, îi mentor cumva ca să-i ajut să intre pe piața muncii și îi întreb, când crezi tu că începe interviul pentru un job? Și îi spun, păi, când mă întâlnesc cu cel care mă intervievează. Și îi spun, greșit. Interviul începe din locul de parcare. Din momentul în care ai parcat mașina și ai ieșit din mașina respectivă, interviul tău a început. Cum așa? Mulți din recrutori nu se uită la tine doar atunci când ești în fața lor și cum te porți cu ei. Și pui tu o fațadă de brusc eliminat. Am întâlnit și oameni care, înainte să intre în încăpere, nici măcar nu salută oamenii de la recepție. Corect. Nu sunt... Nu au senzația că numai atunci când este un interes, atunci e momentul ca eu să arăt bunele maniere și eticheta. Dar în afară nu mai contează. Și ce bine ai punctat din, asta. Din contră, asta a fost tatul, faptul că ele se uitau mult mai mult la felul în care tu te porți în sală. De fapt, când am ajuns la Emirates Airline, am aflat ani mai târziu că este un truc de al recrutărilor, pentru că realist vorbind, sunt mii de oameni care aplică. Este o misiune de-a dreptul imposibilă să alegi, mai ales când ai un număr foarte limitat din Dubai. Ele aveau probabil disponibilitate pentru maxim 10-15 oameni de adus, mai ales în perioada de criză. Cum să alegi uman? Pe ce criterii? Da. Mii de femei, de oameni, de bărbați superbi, ziceai că sunt în reclame mulți, da. Și să alegi oamenii care știi sigur că se vor putea adapta nu numai la visul de a călători, de a lua prânzul în Roma și Cina la Burj Khalifa, dar și de a se adapta la faptul că este foarte mult de muncă, ești în servești oamenii. Asta voiam să zic, că de fapt voi, stewardii sunt cei care trebuie să aibă tot timpul zâmbetul pe buze, trebuie Corect. Să fie calmi, relaxați, dar în același timp, dacă cineva iese din, știi, trebuie să fii și ferm, da. Dacă e nevoie, da. Trebuie să știi să servești oamenii la un anumit nivel, adică indiferent că mergi pe un avion low cost, sau dacă mergi pe cel, cum ai ajuns tu să mergi pe avioane private de, acum vă dau din casă, deci ea a ajuns pe avioanele private și a văzut vorba aia, inclusiv pe familia Beckham, i-ai dus din punctul X în punctul Y, nu? Da. Toate lucrurile acestea țin de maniera în care tu servești clientul, că până la urmă turistul, clientul, da. Omul acela care zboară cu tine trebuie să se simtă bine. Indiferent că a dat bani atâția pe un bilet de avion sau atâția, sau că merge cu un avion privat, da. Nu contează, rolul tău este să îl servești, nu? Corect. Și atunci? Și trucul pe care cei de la Emirates recruiterii, că despre asta era cum să verifice ele, câtă capacitate ai tu de a te adapta și de a rămâne un om calm și cu aceeași compasiune față de oamenii din jurul tău și în situații de criză, este că au închis ușile și au închis aerul condiționat. Era în perioada verii. Wow! Și n-am știut, dar e normal că au întârziat, trebuia să începem interviul și au întârziat aproape o oră interviul. Nu pot să-ți spun cum toată realitatea din oameni începe să iasă în aceste situații. Îmi închipui. Și adevărata față și
atunci cred că s-a făcut o foarte ușoară și mare diferențiere și atunci ei se uitau pe camerele de luat vederi și au notat cum reacționează, cum ne purtăm cu stafful în condițiile în care este o situație dificilă, în cazul în care mulți comentau că s-a întârziat, cât și aici cred că și în viață, nu? Că de asta este vorba și că suntem și aici la... Apropo de ego, nu? Da. Faptul că înveți etichetă și o mare diferență între a fi un snob și a fi un om de cultură și a învăța ce înseamnă eticheta. Și atunci când e multă snobie și ai senzația că tu ești mai bun decât ceilalți și atunci eticheta... Ce să zic, este doar o etichetă și eticheta de la haine. Ei își pun, snobii își pun eticheta pe piept pentru că dă bine să ai brandul ăla pe piept, da. Nu? Păi vezi, asta e că se spune că, așa cum spunea și Iris Apple, da? Deci da. Moda o poți cumpăra, mai ales dacă ai bani foarte mulți, arunci pe tot felul de branduri și etichete, dar stilul vine odată cu cunoaștere, cu a recunoaște că... trebuie să înveți toată viața. Și tot acest rafinament, pentru că uite, am avut-o și pe colega ta, Cristina Turnagiu Dragna, care este vicepreședintele Asociației de Ceremonial și Protocol din România și care va fi unul din trainerii de la școala noastră, a spus același lucru. Nu trebuie să-ți fie jenă că nu cunoști anumite lucruri. Pentru că, mai ales lucrurile astea de bune maniere, nu neapărat trebuie să fii aristocrat sau să fii, nu știu, să faci parte din familia regală ca să cunoști lucrurile astea. Orice om care se respectă sau care vrea să fie respectat și care vrea să intre, eu știu, să aibă o carieră frumoasă, să înainteze frumos în viață, trebuie să învețe lucrurile acestea. Pentru că lucrurile astea nu sunt un moft, nu sunt pentru vanitatea ta, sunt un lucru necesar, iată, care te poate distanța de turmă, de ceilalți, da? Așa cum ai ajuns tu să fii aleasă, probabil pentru că ți-ai păstrat calmul, zâmbetul, pentru că nu ți-ai dat ochii peste cap, pentru că nu te-ai uitat la ceas, n-ai început să bați din picior, să bați cu pumnul în masă, lucruri pe care mulți dintre noi le facem dacă nu suntem serviți la timp, dacă vine mâncarea puțin rece, dacă... Sunt multe... Spui mult mai multe lumii atunci când crezi că nimeni nu se uită la tine. Ah, corect. Și în general... Dana, asta este, sunt două lucruri pe care mi-aș dori ca oamenii să le rețină, dacă, și mai ales pentru femei. Dacă tu pui o valoare joasă față de tine, să fii sigur că nimeni nu o să-ți vină să o ridice. Dacă tu crezi că nu e pentru tine, că tu n-ai nevoie de așa ceva, că niciodată viața nu o să te pună să stai la masă cu cineva care, pentru care regulile contează, pentru care felul în care tu te prezinți în societate contează, dacă tu crezi că a purta un costum și regulile a felului în care tu te porți într-un costum de o anumită calitate nu este pentru tine, atunci tu pui o anumite limitări pe viața ta. Și de multe ori ceea ce e și mai trist este că punem aceste limitări și pe viața viitoarelor generații, pe viața copiilor noștri. Jack Valenti cred că a spus că mai bine să cunoști și să n-ai nevoie decât să ajungi să ai nevoie și să nu cunoști. Wow, așa este. Așa este. Plus că uite-te la tine, te gândeai tu la 14 ani, instinctul tău și intuiția și eu știu, vocea aceea interioară care este subconștientul nostru îți spunea că vrei să ajungi într-un loc unde să poți să te înconjuri de oameni diferiți, să înveți multe. Deci tu oricum erai pe drumul cunoașterii. Dar dacă stăm să ne gândim, erai o fetiță în Târgoviște, un oraș de provincie, în niciun caz nu erai din capitală, vezi snobii, da, miticii, cum ne numim, dar faptul că ai ajuns unde ai ajuns în ziua de azi, dacă ți-aș fi spus o persoană când aveai 14 ani, ai fi spus, da, e imposibil, nu există așa ceva. Imposibil. Eu n-aș fi spus, că n-ai fi zis cuvântul. Imposibil, știi că și Marilyn Monroe spunea că impossible este I'm possible. Adică dacă cunoașteți limba engleză, impossible, de fapt sunt două cuvinte rupte, I am possible, adică eu sunt posibilă. Și apropo de Marilyn Monroe și de mers și de atitudine, este unul dintre, îți dai seama, eu mă uit la ea, așa, la ce a însemnat ea pentru femei în general, feminitatea aia ei, care avea ușor acel sex appeal,
Se spunea, știi, legenda spune că ea, ca să aibă mișcarea aceea din coapse, își scotea flecul de la toc ca să poată să se miște. De la unul din tocuri, exact. Și practic legănatul ăla era de la ușoara diferență de înălțime a tocului. Dar din câte știu eu, și tu ai un truc apropo de cum ne așezăm pe scaun elegant, așa cum ar trebui o femeie. Deci eu tot împlin picioarele astea, că tu tot zici să nu stau așa, și eu mi-aduc aminte și le poziționez așa. Este foarte bine, pentru că ești gazda, trebuie să iei un pic de spațiu la tine în studio. Ok. Da, Marilyn Monroe de fapt a studiat foarte mult și dacă vedem, e foarte important că femeia, din nou, odată ce știi, poți să alegi. Trăiești viața cu un scop. De fiecare dată când te îmbraci, de fiecare dată când mergi, da, repet, corect. O faci cu un scop. Marilyn Monroe a știut ce gen de personalitate va vrea, ce mesaj va vrea să comunice. Ea și-a ales brandingul, și-a ales comunicarea, și-a ales mesajul și a învățat cum să comunice mesajul cât mai clar. Avea foarte multe trucuri, inclusiv unul din trucuri pe care și Lady Diana l-a prins. Așa? Era că atunci când, de exemplu, când fotografii veneau pe ea, și o să, dacă, pentru cine se uită și la Marilyn Monroe, o să dați pe YouTube, sunt foarte multe fotografii în care ce făceau ele este că își puneau bărbia mai jos și atunci când camera făcea o poză, se uitau în sus către cameră. Și era pentru că atunci când tu faci genul ăsta de privire, și este ceva foarte periculos, pentru că sunt foarte multe fete care cred că din timiditate se uită foarte mult în jos. Și foarte multe culturi, culturile asiatice au aceleași probleme, în care a trebuit să fac training, pentru că veneau un business în Emirate și tot timpul, inevitabil, intrau în probleme cu bărbații din lumea din business, pentru că nu își dădeau seama că mesajul subliminal pe care îl transmiți atunci când tu te uiți în jos și te uiți, așa, imediat în sus, este unul de seducție. Este unul de... Deci nu e de timiditate. Se cheamă damsel in distress. Deer in the headlights. Da. Căprioara în farurile, da, puternice ale mașinii, sau damsel in distress înseamnă domnișoara care are o problemă, adică e, da, într-o situație critică și trebuie să o salvezi. Subliminal transmite mesajul greșit, dar noi nu realizăm asta pentru că nu ne vedem din afară. Noi nu știm ce nu știm, nu avem, da, cum. Corect. Și atunci și e foarte important să ai genul ăsta de trainer în comunicare, pe care, din păcate, și asta este ceea ce eu am devenit. Eticheta este un element din comunicare, ca și, da, partea de... Verbală și non-verbală, exact, că de fapt despre asta e vorba. Și gestică, mimică, corect, mișcare, tot are legătură. Și stil, cum te îmbraci. Și multe din ofertele de muncă pentru mine au rămas în zona de comunicare pentru oamenii care sunt în mediul public. Dacă citiți Michelle Obama, când a scris cartea, de exemplu, pentru, a și vorbit de faptul că ea la un moment dat a avut nevoie să angajeze pe cineva care era specialist în comunicare să o ajute să comunice ce trebuie, pentru că până la un punct tu nu realizezi ce comunici, da, prin, da, felul, da, în care te porți, prin, absolut, ce toți au, toți președinții și de stat, și chiar e sfătuit să ai, pentru că dacă nu ai, ajungi să faci gafe. Foarte multe gafe. Inevitabil, suntem oameni, toți facem greșeli și e uman. Toți suntem oameni, da, dar nu toți suntem prima doamnă și, nu, președintele Statelor Unite ale Americii. Așa sau este, chiar și ale României. Că uite, am avut-o pe Eli Lăslean, designerul, da, care o mai îmbracă din când în când pe prima noastră doamnă. Și când i-am pus întrebarea, dar când alegeți hainele, rochile, ținutele pentru prima doamnă, e cineva de la protocol, de la guvern sau de la Ministerul de Externe sau nu știu, de undeva, care să vină și să spună, pe uitați, prima noastră doamnă se întâlnește cu prima doamnă din nu știu ce stat, unde sunt anumite reguli de culori, de lungimea fustei, corect, de port mănuș, nu port mănuș, mă rog, depinde, da? Da. Și a zis nu. Deci aici e o problemă. Este, iată, da, de ce orice gen de școală care vine și te introduce în lumea asta nu face neapărat pentru că s-ar putea să devii sau ești o soție de diplomat sau o primă doamnă. Poți să ajungi, nu se știe niciodată, exact, știi cum e, never say never, că viața e mult mai tare decât bate filmul, asta este clar. Dar pentru societatea asta, care este atât de complexă, atât de
totul se întâmplă atât de repede, totul se schimbă atât de repede. Iată, noi nu mai știm ce ne rezervă viitorul, nu mai putem să ne planificăm. Pe timpul meu, dragă Andreea, se făceau planuri cincinale. Deci planurile cincinale erau riguros păstrate și, știi, aveai un scop. În 5 ani eu trebuie să fac asta, asta și cu asta. Acum nu mai e așa. Și atunci trebuie să lucrezi la tine în sus. Și ca dovadă că multă lume a început să perceapă această schimbare de sens în viața noastră. Sunt o grămadă de cărți de dezvoltare personală și o grămadă de coach pe tema asta de dezvoltare personală, pentru că oamenii simt nevoia să investească în ei și în imaginea lor și în dezvoltarea lor. Deci suntem pe drumul cel bun. Eu așa. Cumva. Și întotdeauna m-am bucurat să văd că oamenii au început să-și dea seama. Și să fiu sinceră, pentru asta, oricât de dificil a fost, cred că și pandemia a fost un profesor bun. Pentru că oamenii au început să realizeze importanța conexiunii umane și faptul că odată ce ne lipsește și e ceva ce nu avem înrădăcinat genetic în noi, e ceva ce putem pierde, e ceva ce trebuie să ne luptăm să nu pierdem, dar mulți cred că luăm, sau cel puțin înainte, luăm foarte mult așa, for granted. Era, da, ca și când totul ni se cuvenea, totul era la așa, da, pus pe tavă. Dar cum am pus eu fructele astea pe tavă? În general, în societate, noi avem senzația că manierele, la modul că ne salutăm între noi, că dăm mâna unul cu celălalt, că ne uităm în ochii celuilalt. Foarte mulți nu realizează că privitul în ochi e un element foarte dificil de întreținut în societate, în condițiile în care noi peste 70% din timpul petrecem uitându-ne la un ecran, care este un mediu 2D. Și atunci ochiul, mușchiul responsabil cu a putea să privești mediul din oamenii din jurul tău, care definitiv sunt 3D, obiecte 3D sunt în viață, obosește. Și atunci am văzut foarte mulți tineri care nu mai au capacitatea de a privi un alt om, pentru că ochii lor sunt extrem de obosiți, nu mai au capacitatea de a privi. Și mai este un lucru, una este ce vezi pe telefon când tu îi privești pe alții și ești sub acest scut, da? Deci telefonul e un scut, te simți confortabil acolo și în general generațiile astea tinere se simt confortabile privind sau ascunzându-se sub eu știu ce nume, își fac tot felul de pagini pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, dar asta nu le permite lor să sufere, să iasă în public, să fie în lumina reflectoarelor, să-și asume curajul de a face ceva cu viața lor și cu ei înșiși. Și atunci, da, le este greu să te mai privească în ochi, pentru că nu mai au siguranța asta pe care, iată, o școală care te învață cum să te comporți, cum să intri, de exemplu, când, nu știu, intri într-o cameră plină de străini și nu știi cu cine să vorbești și se vede omul ăla care e stingher și stă într-un colț amărât și plimbă un pahar așa și nu mai știe ce să facă. Școala te învață cum să te duci la un grup de oameni pe care nu-i cunoști, cum să intri într-o conversație cu ei și cum să te faci plăcut. Știi că a zburat timpul, deci a trecut o oră și iată cum stau de vorbă cu Andreea, dar voi aveți posibilitatea să stați de vorbă cu ea atunci când lansăm școala, pentru că o să facem cursurile online cu ea și fizic vor fi și trainerii noștri la școala respectivă, care asta este menirea ei, să încerce să ne ofere o plusvaloare, o calitate pe care ne însușim noi în propria noastră viață ca să ne fie mai bine. Și acum, deci am vorbit, fii atent, stai să te căs, am multe în cap. Deci avem așa, deci am învățat puțin cu mișcarea cum e, cu mâinile, cu nu știu ce. N-am trecut prin Marilyn Monroe. Hai, te rog, ridică-te repede și arată-ne cum se așează o femeie frumos pe scaun. Și pe urmă o să te rog doar să ne uităm, facem puțin focus pe aceste fructe. Că dacă ar fi să nu le mâncăm așa între noi, că mergem la un party, că stăm acasă, că ne permitem să mâncăm cum vrem fructele, da? Dacă suntem într-un mediu mai semi sau oficial și trebuie să dăm bine cu gesturile și cu manierele, cum ar trebui să le mâncăm? Dar am să te rog doar să-mi arăți cum ne așezăm pe scaun. Ia. Este o diferență, totdeauna am spus că diferența între Jackie O și Marilyn Monroe sunt că degetele stau apropiate sau deschise. Așa. Jackie O se așeza pe scaun așa.
da, în care ți așezi și îți menții genunchii lipiți, și dacă ai o rochie mai scurtă, genunchii... să nu se vadă între picioare, că până la urmă despre asta e vorba. Diferența este la între degete, să fie, să fie închise ca să-ți menții, să, să aranjezi rochia. Și să aranjezi rochia, da. De pe tine. Așa. Marilyn Monroe a făcut o... făcut o modificare aici și ea în general îi plăcea să, să arate, să-și arate curbele și corpul și atunci ea ce făcea este că își deschidea degetele și atunci când se așeza făcea același gest, dar cu degetele deschise și se probabil camera va prinde mult mai bine diferența. Da, deci asta era, îi dădea o notă de sex appeal, era o chestie de, de seducție, dar nu era nimic vulgar. Rămânea și asta este, nu, până la urmă trebuie să fie o diferență și oamenii percep în general seducția ca ceva foarte vulgar. Este pe, nu este nici pe aproape de vulgaritate seducția. Este într-un cu totul alt departament. De fapt, seducția în general trebuie să fie o, o parte din limbajul corporal și și atunci când comunici, și atunci când te porți, nu? Când înveți maniere, tu, fie că ești la televiziune, fie că ești în vânzări, fie că ești în orice mediu din viața ta și ca antreprenor, tu trebuie să înveți să seduci audiența, tu trebuie să înveți să comunici mesaje care atrag oamenii. Și atunci este, este un cuvânt foarte prost înțeles în general. Noi ne e foarte frică de a preda seducție pentru că ni se pare că este ceva foarte murdar. Nu este. Iar Marilyn Monroe, da, așa este. A reușit să combine, dar ea a combinat foarte mult și sexualitatea cu seducția. Dar a învățat seducția, a învățat limbajul corporal. Iar seducția rămâne în zona de deportment, de etichetă. Ea nu făcea nimic vulgar. Nu făcea nimic vulgar, așa este. Cum și noi, de exemplu, în emisiune ne-am ales acest titlu, Ego Life, tocmai pentru că de fiecare dată se spune despre ego. Ah, are un ego mare, are, e arogant, el se gândește numai la el, e egoist, e nu știu ce, e pe interes, e... nu, ego-ul face parte din noi, e bine să avem un ego, dar tot așa, apropo de alegerile pe care le facem în viață și cu noi înșine, depinde numai de noi ce alegem, cât de mic și cât de mare este ego-ul ăsta, pentru că dacă avem ego, e bine să-l avem, pentru că dă o siguranță de sine, îți dă atitudine, îți dă, ok, tu nu te joci cu mine, da, deci eu sunt cine sunt, eu știu cine sunt, îmi cunosc valoarea, te respect, trebuie să mă respecti. Ăsta este ego pentru mine. Dacă te duci mai încolo, da, într-adevăr, poți devii un adevărat grobian, adică nu... Dar acum, pentru că suntem la sfârșit și pentru că trebuie să fiu o gazdă bună, uite, am pregătit aici câteva fructe ca să ne îndulcim așa și să ne refreshăm, dar cu toate acestea există o etichetă în a le gusta, da? Și iată, am pregătit aici pentru tine special farfurii și, și o linguriță, o să vedeți voi pentru ce, eu tot încerc să stau cum trebuie. Așa. Și aici e apă, apropo de, de apă, da, apropo de apă. Suntem aici, nu? O greșeală minoră, dar majoră, pentru pe care foarte mulți o fac, mai ales doamnele care au ruj. Dacă beți dintr-un pahar și vedeți că a rămas rujul pe pahar, încercați să beți măcar din același loc, să nu faceți turul paharului, adică dacă beau. Sau folosiți un ruj, cum am folosit eu de ăsta, steion. Sau folosiți unul care este steion. Da, sau să beau din cel natural loc, pe care l-ai tu. Întotdeauna. Se bea din același loc, da, nu facem, facem un semne. Da. Este, în general, da, dacă sunt mese foarte formale în care sunt pahare de, de cristal, este un gest de curtoazie să, să îți tapezi un pic rujul, să nu rămână pe, pe buze. Înainte. Da. De altfel, înainte să bei, întotdeauna folosești șervețelul și te tapezi înainte să bei din orice pahar, ca să nu lași grăsime și corect. Pe pahar. Ce frumos. Bun, așa. Și acum iată fructele. Am ales mere, piersici, kiwi, avem căpșuni, struguri și banană. Deci cum le trecem prin fiecare? Da, puțin așa, da.
Păi, rapid. În primul rând, trebuie, așa cum ai spus, Dana, și foarte bine, trebuie să menționez asta. Ne adaptăm la oamenii din jur, da? Nu să, de exemplu, să arătăm acum și cum se mănâncă anumite fructe, cum sunt bananele, portocalele, piersicile, mărul. Se mănâncă, se pot mânca cu furculița și cuțitul. Limitat la medii foarte formale. Când se va întâmpla asta? Dacă, de exemplu, la o cină, un dineu foarte formal, și se întâmplă asta, au un desert care conține lactate, de exemplu, iar tu nu poți mânca, ai ceva restricții de dietă, atunci ei nu vor pregăti de multe ori un desert special, de exemplu, normal, la baking, da. Nu vor face pe dietă. Și atunci ce se întâmplă este că ți-aduc un bol cu fructe. Așa. Din care tu trebuie să alegi. Evident că nu te vei apuca în fața reginei să desfaci o banană și să o mănânci. Va trebui să folosești, ca și ceilalți din jurul tău, furculița și cuțitul. De ce este nevoie să spun asta? Pentru că foarte mulți din oameni, atunci când văd cum să mănânci o banană cu furculița și cuțitul, reacționează fiecare din mediul în care ei percep realitatea. Ne adaptăm mm-hmm. la mediul în care suntem. Nu o să încep și nici eu, ca și trainer de etichetă, deci, nici Dana care va învăța acum, nu va începe. Această emisiune nu se transformă în altceva. Știți că așa se mănâncă banana, se rupe coaja. Noi așa am văzut prin filme și mușcăm din ea, nu? Nu. Da. Acum cu mușcatul, cred că am mai văzut sugestii pe net și de asta eu apreciez. Acum eu cred că pe internet faptul că au început să apară din ce în ce mai multe informații înseamnă că este un interes. Interes, și perfect. Și faptul că interesul crește, asta este ceva. Hai ce să vedem cum se mănâncă banana într-un mod acum, formal. Doamnelor și domnișoarelor, eu cred că e mai bine măcar să rupeți din banane și să puneți bite size. Adică așa, dacă tot am făcut mușca, asta, facem așa, da? Rupeți, da, și puneți cât puteți mesteca, cât mai puțin, nu mușcați din ea, puneți și mestecați. Da. O rupeți, da, cât mai și puțin să nu și ne mâncați. Umplem gura, să nu facem obrăjori. Da, ca să puteți să mestecați și apoi să vorbiți. Dar asta cred că a fost și mai mult o regulă din faptul că așa îți menții un pic decența, mâncând o banană. Da, corect. Da. Bun, păi hai să luăm banana aceasta care a mai rămas, da, și să vedem cum se mănâncă ea formală, într-adevăr. Deci încă o dată, nu acasă, nu, da, între prieteni. Nu este nevoie să începeți acum, dacă sunteți în fața colegilor de liceu sau facultate, să vă apucați cu. Da, știu, cerc, ai zis tu că e o problemă, că s-ar putea, că n-avem. Astea nu sunt. Noi aici în platou nu avem furculițele și cuțitele care trebuie. Da, deci tăiem. Deci tăiem ambele capete. Ambele capete, da. Așa, odată. Să încerc să-i tai și pe asta. Ok. Ne-a luat Dana aici o banană serioasă. Într-adevăr, are o coajă foarte groasă. Da, odată ce am tăiat ambele capete, da, o să ținem banana și tăiem, nu știu dacă se vede, dar... Deci, înfigem furculița, da, cât de cât în coajă. Da, ca să puteți să mențineți, nu? Și tăiem, că se vede. Stai, că facem așa. O să încerc să... Da, ia să vedem, invers, da. Deci tăiați... Deci o tăiem pe interior, da? Pe lung. Pe lung. Tot. Ok. Da? Ți-am dat de furcă cu banana asta. Nu văd, da. Odată ce tăiați, apoi puteți să o întoarceți, să tăiați dacă pui mai ușor și pe partea cealaltă. Așa. Pe lung. Da. O să ne jucăm cu banana. Ne jucăm cu banana. O să termină dineu până terminăm noi cu banana. La început așa este. Normal. Și odată ce ați tăiat, trebuie să exersați acasă, da? Da, exersați acasă. Așa. O să încercăm să decupăm. Sper că se vede. Da, se vede. Nu-i așa, băieți? Se vede, da? Se vede. Așa, se vede, se vede. Ambele părți. Să iau eu apă de aici. Mi-am descurcat. Deci, practic, am tăiat banana, da, coaja bananei pe lung. Exact. Ați tăiat o dăm banana la o parte. Pe lung și o luați pe lung. Noi acum, așa, pentru că am tăiat în toate direcțiile. Ok, nu contează. Să acoperiți. Ce să facem? Ce e aici. A, acoperim. Da. A, da. Asta nu m-am mai gândit. Și acum sunt două posibilități. Ori să deschideți de tot banana sau să o lăsați aici, e cel mai ușor. Mai bine. Da. Și începeți să tăiați. Și așa, cu... Mâncați.
Da. Mâncați cu bucături mici, 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 mici. Da. Apropo de fructele de dimensiuni mici și rotunde, cum sunt strugurii sau căpșunele cu frunză? Da. E ok? Întotdeauna le luăm, da, e cel mai bine să le lăsați frunzele, da, pentru că se mănâncă cu mâna. Frunzele, căpșunile, strugurii, afine, mure, da, nu? Dar și caisele sau mandarinele. Așa. Se mănâncă cu mâna. Cu mâna, ok. Pentru că sunt de dimensiuni mici. O mandarină este o dimensiune mică, se mănâncă cu mâna. Deci putem să o cojim și da, să mâncăm. Putem. Bun. Mărul, dar am înțeles că îl tăiem, da? O portocală, da? Sau un măr va trebui să fie tăiat. Mărul îl vom tăia pe jumătate, da, după care îl tăiem încă o dată pe un sfert și începem să tăiem bucățele. Nu este bucățele. Nimic, da. Și cu kiwi ce facem? Cu kiwi. Cu kiwi vom tăia. Cu rodii, cu greful, nu? Cu exact. Grapefruitul. Sunt kiwi, anumite fructe. Grapefruit, da. Grapefruit are și o linguriță specială, care este ca și lingura, ca dimensiune, lingurița de ceai, dar este mult mai ascuțită și zimțată pe margini. Ca pe să margini. Poți să apuci miezul grefului. Exact. Mm-hmm. De altfel, la școala de etichetă vom discuta mult și vom acoperi toate stilurile și toate tipurile de ustensile pe care trebuie să le folosiți. În general, când se servesc astfel de fructe, sunt și ustensile pentru fructe, pentru a tăia fructe, care sunt mult mai ascuțite, dacă... inclusiv furculița este mult mai ascuțită. Dacă vă uitați, puteți să găsiți pe YouTube și o să avem și noi la școală, știu că și tu și Cristina aveți un set mare așa de tacâmuri, o să vedeți că există la mese festive vreo 5-6 rânduri de tacâmuri, adică toate sunt pentru unul e pentru pește, altul e pentru scoici, altul e pentru friptură, carne roșie, carne albă, adică sunt o grămadă de instrumente pe care o să învățăm să le folosim, dar iată că cred că cel puțin în ora asta cât am stat de vorbă cu tine, Andreea, am aflat multe lucruri, dar cred că cel mai important lucru este acesta, că nu ține de un anumit mediu în care te naști sau de un anumit upbringing sau, eu știu, nu trebuie să fii cu stea în frunte, nu trebuie să ai nu știu câți bani în buzunar ca să pornești la drum cu o anumită etichetă, cu bune maniere. Absolut orice om, băiat, fată, bărbat, femeie, la orice vârstă poate să-și îmbunătățească aceste cunoștințe, pentru că este vorba de acest respect de sine, dar și respectul pentru cei din jur. Într-o societate, că mă repet acum, știu, dar este important, într-o societate care totuși tinde spre o calitate a vieții, trebuie să știm să ne descurcăm în absolut orice situație, pentru că nu știi unde te trezești azi mâine, nu știi unde te aruncă viața. Dacă mergeți pe ideea, cum pe motto-ul Andrei, nimic nu este imposibil, atunci nici măcar cerul nu mai este limita. Da? Deci trebuie să fiți pregătiți pentru orice aruncă viața către voi, orice oportunitate. Și atunci această pregătire poate fi făcută, iată așa, prin emisiunile acestea dedicate valorilor și calității vieții, prin școli, iată, prin traineri, precum Andreea Ștefănescu. Puteți să intrați pe Instagram, The School of Manners, acolo aveți o grămadă de filmulețe și de texte și scrie mult și scrie bine, așa, adică precis, care să vă învețe, să pur și simplu să vă bucurați de viață așa cum ați fost voi meniți să vă bucurați de viață până la urmă. Mulțumesc mult de tot, Andreea, îți doresc mult succes. Noi o să ne tot vedem, pentru că o să ne conectăm atât virtual cât și fizic la școala noastră, la Etichet. Pe voi vă îndemn să ne căutați pe pagina Atelierele Ilbach, pentru că lansăm acum școala. Și curaj, pentru că, iată, toate lucrurile se învață. Nimeni nu s-a născut învățat. Nimeni nu s-a născut cu lingurița de aur sau de argint în mână. Totul ține de educație, de cunoștințe. Vă pupăm până data viitoare. Vă doresc să aveți parte de o săptămână frumoasă. La revedere!